În incinta Bibliotecii Raionale din orașul Florești, pe data de 13 mai, a avut loc lansarea cărții Aleea Clasicilor, a cărei autoare este Călina Trifan. E o carte care reflectă istoricul Aleei Clasicilor, începând cu anul înființării, 1957, până în zilele noastre. Tematica cărții o sugerează însă și titlul Aleea Clasicilor Literaturii Române și ilustrează istoria Aleii Clasicilor din Chișinău, care a fost deschisă oficial în anul 1958. Cartea este un omagiu de prețuire a clasicilor literaturii române, bineînțeles, care ne-au deschis o fereastră în lumea culturii, în lumea simțirii. Copiii au oferit numeroase întrebări autoarei și au expus părerile asupra creației și cărții. Cartea a fost lăsată nou ca un mesaj din istoria literaturii noastre. Din ea putem să culegem multe informații despre scriitorii preferați, despre busturile de pe Aleea Clasicilor. Această carte, Aleea Clasicilor, care este, ne-a impresionat prin multe sculpturi, prin acest ansamblu de sculpturi foarte frumos, care a fost scris, a fost recepționată de către această uimitoare scriitoare. Scriitoarea Călina Trifan a activat în urma absolvirii Facultății de Bibliografie a Universității de Stat la Biblioteca Științifică din cadrul Universității. A trecut mai târziu la munca pur literară, în cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Am răspuns invitației Bibliotecii Publice Ion Creangă pentru a lansa această carte, acest volum aici la Florești și datorită faptului că Floreștiul este orașul de baștină al colegului meu Vitalie Ciobanu, redactor șef al celei mai prestigioase reviste literare din spațiul nostru, revista Contrafort, urmează să apară, poate în timpul cel mai apropiat, ediția a doua a acestei cărți, dat fiind că între timp pe Aleea Clasicilor au mai fost instalate busturile lui Liviu Rebreanu și a regretatului poet Grigore Vieru. Cartea vă rămâne întotdeauna prima treaptă de inspirație pentru a trăi și a crea. Numai prin carte vom avea puterea de a urca cele mai înalte trepte ale infinitului.